Neața lumei, astăzi facem povestea lui Machima din Chainsaw Man. Atenție, spoilere! De, de aici coloțile, ține numai și numai de voi. Machima a fost un vânător de draci pentru siguranța publică de rang înalt, care l-a luat pe Denji ca animal de companie uman. Mai târziu se dezvăluie că ea de fapt este demonul de control, yep, care întruchipează teama de control sau cucerire. Ea este principala antagonistă din siguranța publică. Toate spoilerele posibile s-au dat aici. Abilități? Machima este una dintre cele mai puternice persoane din universul ăsta Chainsaw Man, datorită abilităților sale fizice și supranaturale de diavol împreună cu personalitatea ei vicleană și manipulatoare. Ea este temută de oameni, demoni, din întreaga lume, ceea ce a sporit și puterile ca diavol. Potrivit președintelui Statelor Unite și alte țări în afară de America, au renunțat deja să lupte împotriva ei. Bă, voi vă dați seama ce, ce o okay, tip asta? Ca și demon, Machima posedă toate abilitățile standard de demon. Acestea includ capacitatea de a încheia contracte cu oamenii. Datorită capacității de a controla oamenii, ea este de asemenea capabilă să-i forțeze să încheie un contract cu ea însăși. Imaginează-ți, bro, că ești un vânzător care poate convinge oamenii să cumpere de la tine. <laughs> și stai, cele mai proaste produse ever și toată lumea să bă, dar de ce cumpărați de la ăla? Știi ăștia acolo, boss? A, să dau o umbrelă care nu se deschide. A, dă-mi mă! <laughs> Makima are un contract cu prim-ministrul Japoniei în schimbul lucrului ei în Japonia. Ca urmare a contractului ei cu acest prim-ministru, orice prejudiciu fatal cauzat de Makima este transferat într-o boală sau afecțiune adecvată care afectează un cetățean aleator în Japonia. S-a arătat că a fost împușcat în ceafă și aparent ucisă pentru că mai târziu să se ridice fără rând vizibile. Mai târziu ea a fost ucisă de Gun Devil după ce i-a tras un pușcătură în cap. Se confirmă că a fost ucisă de 26 de ori până la atacul lui Gun Devil. Mai târziu ea este ucisă de pocita de mai multe ori în timpul confruntărilor finale. Cu toate acestea, Denji, care o iubește pe Machima, a găsit o modalitate de a ocoli această condiție a contractului, întrerupând de abilitățile de regenerare prin sângele diavolului de sânge și mâncând o bucată cu bucată. Ok? <laughs> Omul drujbă a mâncat-o pe Machima. După ce a fost mâncată de Denji, s-a întors în iad și s-a reîncarnat ulterior în China, ca naiuta datorită capacității de renaștere a demonilor. Apare nu pot să scad de ei, ca și în Supernatural. Știți că tot exorcizau Sam și Din, da? Degeaba, sunt tot ce -am înapoi după aia. La suprafață, Machima pare a fi o femeie drăguță, blândă, socială și prietenoasă, este văzută aproape tot timpul purtând zâmbetul pe buze și se comportă relaxată și încrezătoare chiar și în timpul unei crize. E, și de acum colo să mă ui la ea ca la un șarpe! Fugi, Denji, că e șarpe! Acu toți care ați ascultat povestea știți că de fapt ea e ăla rău. Cu toate acestea, tot ce face ea este doar o fațadă pe care o folosește pentru a-și îndeplini scopul final. După moartea lui Aki Hayakawa, Makima începe să-i dezvăle lui Denji adevăratele ei culori. Adevărata fața lui Makima este a unei persoane machiavelice, calculată, care vede în oamenii din jurul ei nimic mai mult decât câini pe care îi poate folosi cât îi place și trebuie să îi se supună fără nicio ezitare. Machima este extrem de vicleană, rece și manipulatoare. Ea îl controlează pe denji prin promisiunea unei relații romantice și sexuale, în timp ce îl amenință cu exterminarea dacă nu ascultă. Nemiloasă și, în mod normal, nepasională, ea va face tot ce este necesar pentru a-și atinge obiectivele, chiar și cu prețul oamenilor pe care trebuie să-i protejeze. Abilități fizice. Forță imensă. Makima posedă o mare forță fizică, permițându-i să lupte eficient în lupta corp la corp, fără să se bazeze pe niciunul dintre subalterni ei. Puterea ei era suficient de mare încât să-l copleșească pe Pocita și să-i spargă drujba cu loviturile ei. Mamă, trebuie să vedem fight-ul ăsta neapărat. Miros îmbunătățit Potrivit lui Denji, Machima îi diferențiază pe ceilalți în primul rând prin miros. În prima lor întâlnire, ea a reușit să detecteze că Pocita încă mai există în Denji prin mirosul lor. Makima realizează de asemenea că nu este o persoană bună și se consideră un rău necesar, o armă aflată sub controlul guvernului japonez la fel ca și Gandevil care este sub controlul americanilor. Abilități supranaturale. Dominare. Pe măsură ce ea întruchipează teama de control sau cucerire slash dominare, abilitățile ei reflectă această natură. Pe lângă modul ei manipulator de a gândi și de a acționa, ea este capabilă să controleze orice ființă pe care o crede inferioară ei, chiar fiind capabilă să-i forțeze să încheie contracte cu ea sau cu alt demon. Ai deci tu trebuie să-i consideri inferior. Gen dacă mă duc la Madara în 10 cos și zic, bă, săracule, ce fac? Culcat! Ăla chiar? Culcat? Bă, ce abilitate frumoasă! Se pare că, odată pus sub controlul ei, victima își pierde ulterior memoria. Această abilitate funcționează pe oameni, animale, demoni și hibrizi tare și pe Tesla. Ea își poate canaliza puterea victimelor chemându-le printr-un lanț conectat la corpul ei. S-a demonstrat că poate folosi abilitățile Angel Devil, Future Devil, Snake Devil, asta e la asta, Punishment Devil, Spider Devil și Zombie Devil. Chiar și persoanele decedate pot fi controlate în acest mod. Machim a reușit să formeze o echipă de hibrizi de arme, dintre care trei Raze, Quanxi -si și Katanaman <laughs> Katana erau foști inamici care acum se comportau cu afecțiune față de ea. Acest lucru sugerează că Machima poate controla indivizi în mod direct și îi poate schimba personalitatea în moduri subtile. Frumi, frumi. Ea împrumută auzul șobolanilor, păsărilor și altor forme de viață inferioare pe care le controlează pentru a auzi conversații de la distanță aparent oriunde pe planetă, și posibil și în iad. Ea a putut să spioneze conversația lui Denji cu Reze și a ascultat conversația lui Kishibe cu Kwangsi. Această abilitate poate fi ocolită prin comunicarea non-verbală, cum ar fi scrisul pe o bucată de hârtie. S-a demonstrat că ea controlează un număr mare de șobolani, ceea ce îi permite să călătorească folosindu-i. Acești șobolani se pot grupa împreună pentru a forma forma unui om și astfel îi permite lui Machima să fie transportată instantaneu în acea locație. Poi păi asta e șmecher rău. Ea a demonstrat că își trimite vocea altora punându-și mâna pe capul lui chiar dacă persoana este moartă. Ea îl folosește pentru a comanda demonilor cu care persoana este în prezent contractată. Uite o chestie super tare, Makima este un fan extrem al lui Chainsaw Man, eroul iadului. Fascinată de capacitatea sa de a șterge conceptul întrupat al unui diavol prin consumul lor, scopul ei declarat este să-l aducă pe cei sau oameni sub controlul ei pentru a-i folosi abilitățile ca să creeze o lume ideală fără frică, moarte. Totuși, eșecul este de asemenea acceptabil, deoarece dacă ar fi mâncată, ar fi o onoare pentru ea. Adevăratul scop al lui Machima a fost însă să fie împreună pentru totdeauna cu Pocita și să ducă o viață fericită alături de el, întotdeauna atânși după ceva ca o familie, fiind incapabilă să formeze relații egale și semnificative ca diavol de control. Na, ca și dezavantaj, nimeni nu o să fie egal vreodată că tu îi vezi ca inferior ție. Mai are manipularea forței. S-a demonstrat că Machima manipulează în mod ofensiv o forță invizibilă într-o varietate de moduri similare cu Darkness Devil. Această forță poate fi folosită pentru a-și deteriora țintele slabe în interior, pur și simplu privindu-le. În funcție de situație, ea poate folosi această putere în alte moduri, cum ar fi. Ea a demonstrat că își poate face ținta să fie zdrobită de o forță invizibilă de la distanțe lungi. Pentru a folosi această tehnică, Machima pare să necesite un loc înalt, cum ar fi un altar în numele unei ținte și un sacrificiu uman. Sacrificiul moare apoi, iar ținta este zdrobită chiar înainte de a realiza că ceva nu e în regulă cu ei, lăsând în urmă doar sânge și hainele lor. În timp ce ea folosește această abilitate, oamenii din jurul ei închid ochii cu o cârpă neagră. Ea a folosit această abilitate odată la Kyoto pentru a ucide gașca lui Sawatari face și magia asta mai nebună. S-a demonstrat că provoacă daune prin proiectarea unei forțe invizibile către țintele pe care le arată cu degetul arătător, care este suficient de puternică pentru a dăuna puternic lui Darkness Devil, care este un diavol primordial, să ucidă puterea instantaneu și să-l trimită pe cei sau men spre spațiul cosmic, chiar dacă l-a folosit în mod repetitiv împotriva lui. Ea spune de obicei BANG în timp ce folosește această abilitate. Șmecheră! Apropo de oameni care zic Bang și ceilalți mor, vă recomand din Shiki. Fix așa face tipul ăsta. Și ce își care că trăgea și prin televizoare. Gen, dacă te la televizor și el făcea Bang spre tine, adio. S-a demonstrat că poate să ia capul țintelor ei din apropiere de la o rază scurtă până la mijlocie, folosind o sabie similar cu capacitatea ei de a zdrobi țintele de la distanță, Alte abilități, toleranță ridicată la alcool, Machima are o toleranță extrem de ridicată la consumul de alcool, capabilă să bea mai mult decât Aki și Himeo, fără a da semne de a fi slăbită din cauza cantităților mari de băutură. Cu toate acestea, datorită contractului ei cu prim ministru japonez, este probabil ca orice prejudiciu pe care l-ar fi cauzat consumul excesiv de alcool să fie redirecționat către un cetățean japonez random. Ok, asta e tare. Îți dai să mergi pe stradă și na, asta bea și la un moment dat se ți transfera ție toată băutura și ce mă doare cap. <laughs> și acum niște facts despre Machima s-a clasat pe locul 2 în primul sondaj cu 27.000 de voturi, iar în al doilea sondaj top 2 cu 76.000 de voturi. Iar Makima a fost primul personaj despre care Fujimoto a avut o imagine solidă, ea este un personaj din Breath of the Stars, una dintre lucrările serializate din capul lui Fujimoto, dintre multele povești fantastice pe care și le-a imaginat în liceu. Și tipul ăsta mai are o manga super jmecheră, se numește Fire Punch, cu un capitol cât 10 capitole din Boruto sau orice altă manga. <laughs> E fac tab de tot ca și ăsta. Iar Machima s-a bazat parțial pe Benten, nu Benten Omnitrix, Benten, un personaj din familia excentrică care i-a plăcut foarte mult lui Fujimoto pentru că este o ființă superioară cu propria ei tristețe pe care noi oamenii de jos nu o putem înțelege, ceea ce dorea Fujimoto să transmită în Machima. Iar asta este povestea lui Machima, antagonistul principal din Chainsaw Man, hey, the more you know! <laughs> Sper că v-a plăcut povestea, lăsați părerele voastre în comentarii, iar până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună, like, share, subscribe și ne aud de mâine cu un nou clip.